Dar să știi, bună ziua din nou, Mihaela, că și aici, pe lungul loc, pe unde va trece trăsura cu Mirele și Mireasa după nuntă, e petrecere, lumea e pregătită, e parada pălărilor și aici o să vă arătăm pe, uite, o domnișoară foarte drăguță care acolo, mă rog, acum nu ne bagă în seamă, care are și tiară, da? Say hi! E pregătită pentru nuntă, da? Toată lumea e pregătită pentru nuntă. O să vă arate Cosmin imediat și pălăriile pe care le puteți vedea aici. Toată lumea salută, mă rog, reprezentanții forțelor de ordine care vin și se așează în dispozitiv, pentru că vorbim despre asta. E un foarte important dispozitiv de securitate aici. Vedeți și o mică prințesă, mă rog, mireasă, care doarme în așteptarea paradei. Oamenii aceștia, știți deja, sunt aici, unii dintre ei de zile în șir ca să prindă un loc în față. Vedeți în față scaunele acelea, ei sunt frontrunneri, toată lumea invidiază, o să vadă cel mai bine. Nu se mișcă de acolo de ore în șir, ore în șir, adică nu poți să te apropii de locurile lor pentru că sunt rezervate. Dar vezi că doamnele au pălărit, da? Da, da, păi se poate. Și tu, o mască din aceea cu Meghan, găsim și noi? Avem, o să-ți arătăm imediat când terminăm să vă arătăm oamenii de aici. Am văzut acum câteva minute că tortul care va fi la nuntă, tortul pe care îl face acea creatoare din California pe care a ales-o Meghan Markle și care 100 de adusă din Amalfi și în general din în rest din ingrediente locale din tortul, așadar, a fost prezentat la micul dejun al familiei regale, pentru că așa este tradiția. Tortul de la nuntă se prezintă la dejun al familiei regale. Știi că vorbeam ora trecută despre tradiții și despre ruperea tradițiilor. E bine, și tortul acesta, presupun că ați vorbit și voi despre asta, e o rupere a tradiției. Nu este un tort de fructe, așa cum se obișnuiește în familia regală de secole, ci este un tort cu cremă de lămâie. Uite masca. A, da? Bun, bun, stă foarte vorba. Bine. Bună, Meghan! Distracție plăcută la propria nuntă. Și să știi, I don't know how to tell you. Have a nice wedding, yeah? Da, da, da. Do you da, like da. My dress? Da, să știi că deja Meghan a început să aibă pretenții. Mă rog, ideea este... A început să aibă pretenții, deja a avut o cerere specială acum în seara dinaintea anunții. A vrut mai multe flori, mai multe, să fie multe flori. Și de unde i-l-au adus, mă întreb, pentru că au presupun că s-au Maria, folosit toate resursele posibile. Dacă nici familia regală nu știi, se descurcă... Știi, apropo de masca asta, sunt... Exact. Apropo de masca asta, toate sunt foarte multe persoane care o poartă, pentru că fetele în general, femeile, zic că Meghan este pur și simplu o fată cu care te poți identifica și care te poate ajuta pe tine așa ca persoană să îți imaginezi că și visul tău poate să devină realitate, nu? Știi că sunt stegulețe peste tot acum, copii... Unii dintre ei dorm, da? Pentru că, ziceam, au dormit, au stat aici toată noaptea. Dar, uite, mă uitam acum printre imagini, toate fetele sunt îmbrăcate în rochii de prințese, da? Foarte frumos. Este un adevărat spectacol ce vedem Vorbeai acolo. De invitații? Da. Pentru că vorbeai de invitații, înțeleg că din moment în moment ar trebui să ajungă și Serena Williams. Ea a fost una dintre invitatele speciale la această nuntă, de la care să nu uităm că lipsesc oficialitățile. Nu vine Donald Trump, nu vine nici măcar Barack Obama cu soția sa, ei fiind considerați niște apropiați ai familiei regale britanice. Deci e la un nivel mai jos, să spunem, din punct de vedere al reprezentării politice, dar e o nuntă mult mai publică, mult mai spectaculoasă și cumva mult mai prietenoasă, de fapt. Da, nu vin politicienii, nu vin capete încoroate. Sper că măcar vor trimite niște daruri de nuntă, că așa e tradiția, nu, Maria? Ai noștri au trimis deja și vedem imediat ce cadouri au trimis cei din familia regală a României. Dar, pe de altă parte, prințul Harry și Meghan Markle au spus că ei nu vor daruri pentru această nuntă, ci au nominalizat mai multe organizații de caritate în care, către care să se facă donații în contul cum ar veni darului lor pentru nuntă. Deci darurile în sine nu ar fi fost necesare, ba dimpotrivă, ar fi fost mai bine să fie făcute donații către aceste organizații de caritate. Dintre reprezentanții acestor organizații de caritate sunt și printre cei
2000 și ceva de invitați care se vor afla acolo undeva sus, foarte aproape de intrarea în castel și vor putea să urmărească ceea ce se întâmplă mult mai de aproape. Cei care au venit aici au la dispoziție niște ecrane care au fost deja și pe care vor fi difuzate imagini din timpul ceremoniei. Este ora 10 acum, mai avem cam o oră și jumătate de așteptat când vor începe să sosească membrii familiei regale pentru ceremonia de la Capela St. George. Ultima va sosi, bineînțeles, mireasa la ora 11:59 de minute. Ar trebui să-și facă apariția Meghan Markle, viitoarea ducesă de Sussex. Mulțumesc foarte mult!